În ultimii trei ani, blocul operator și centrul de transplant renal de la Spitalul Parohon au trecut printr-o modernizare și dotare de amploare. Acest efort în afara echipei este posibil și în contextul unor investiții foarte importante făcute la Spitalul Parohon. În ultimii trei ani a fost renovat complet blocul operator, a fost renovată complet zona de transplant renal și zona de terapie intensivă. Și pacienții care au fost supuși transplantului vor avea parte de îngrijiri într-o secție modernizată, care va beneficia de aceleași dotări ca și secția de terapie intensivă. În prezent se lucrează la o zonă nouă pentru a îmbunătății urmărirea pacienților în post-transplant, o zonă de dializă și transplant, care va fi similară ca și dotări cu secția de terapie intensivă prin programul PNR pentru prevenția invențiilor nozocomiale, iar în paralel este o altă lucrare pentru pacienții pe care urmărim în ambulator, sunt de acum peste 600 de pacienți care sunt urmăriți pe foi de zi în zona de ambulator, o clădire nouă care va fi refăcută și în care vor fi văzuți separat pacienții care nu au nevoie de internare și vin doar pentru evaluare de rutină. Acum, peste 600 de pacienți sunt sub supraveghere în regim de ambulatoriu la centrul de transplant al Spitalului Parohon.